Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante! Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați, să activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. Vreau să mă țin de cuvânt și să public acest filmuleț despre pigmentația în zonele intime. Persoanele cu această problemă sunt rușinoase, sunt restrânse și nu vor să se adreseze medicului. Dar este foarte important că numai decât când apare pigmentația în zonele intime, de adresat unui medic, fiindcă desigur că ne deranjează această problemă, dar după pigmentație se ascund multe, multe boli. Nu numai aspectul estetic, dar și multe probleme de sănătate. Eczema, bolile cronice a ficatului, bolile ovariene polichistice, bolile venerice, psoriaza. Sunt niște probleme care trebuie de investigat. Se întâlnește pigmentația la gravide, care este când acțiunea estrogenului și progesteronului acționează împreună cu sinteza melaninei. Ereditar se întâlnește pigmentația la persoanele cu o piele mai întunecată. Atunci vom observa și pigmentarea în jurul areolei mamelonului mamar. La adolescenți, în perioada de ajustare a hormonelor. Bolile ovariene polichistice, sindromul metabolic, mărirea tensiunii, obezitatea, diabetul, sunt doar o parte din boli care aduc la pigmentarea zonei intime. Folosirea antibioticilor, tetraciclinelor, sulfanilamidelor, antipireticilor, o gamă largă de produse chimice care le luăm pentru tratarea bolilor cronice, ne aduc apariția pigmentației în zona intimă, folosirea contraceptivelor, folosirea dezodorantelor, cosmeticilor cu un conținut mare de substanțe chimice. Sunt diferite metode, acum este în vogă ca să mergi la salon să-ți înălbești zona intimă cu laser, cu lumină. Sunt creme diferite cu acțiune de înălbire, dar sunt remedii și care le putem face în condiții casnice. Dați să urmărim ce rețete putem face în condiții casnice. Înainte de a folosi remediile de sine stătător în condiții casnice, ar fi bine să cunoașteți dacă nu aveți alergie la vreun produs. Și numai decât să consultați medicul, fiindcă este foarte important ca medicul să decide ce metodă este mai eficace pentru voi. Desigur că depinde și de partea materială, dar fiecare din voi alege metoda corespunzătoare și dacă își dorește să-și înălbească zona axilară, zona sub piept, zona intimă. Sper că sfaturile mele să vă fie utile. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte filmulețe. La revedere! Remediile care le folosim în condițiile casnice trebuie să fie testate și desigur că avem nevoie de consultația medicului. Înainte de a începe înălbirea, zona trebuie să fie epilată. Să alegem fiecare component cu... După vom efectua un scrub. Un scrub
cumpărat sau putem folosi sare și cafea. După ce am epilat, am folosit scrubul, putem să alegem una din rețetele care urmează. Luăm o lingură de masă de apă oxigenată de 3% și amestecăm cu jumătate de linguriță de ceai de amiac. Acest amestec se aplică de 2 ori în săptămână în zona intimă. După ce au trecut 5 minute, pielea se spală și se aplică o cremă hidratantă. Putem folosi și pătrunjelul. Pentru aceasta se extrage sucul de pătrunjel, o linguriță de ceai și se adaugă o linguriță de ceai de suc de lămâie și o lingură de masă de iaurt. Acest amestec îl aplicăm pe zona care dorim să o înălbim. Această mască se aplică timp de 25-30 de minute. Aplicăm atâta timp cât avem nevoie. Sucul de lămâie și zestul de cafea au un efect de înălbire puternic. Acest amestec se aplică pe piele masând. După 5 minute se poate de spălat și dehidratat pielea cu o cremă. Bicarbonatul de sodiu și oțetul de măr este foarte des folosit în înălbirea zonelor intime. Amestecul obținut se aplică pe zonă. După ce s-a uscat bine, se spală. Manopera se folosește în fiecare zi, timp de o săptămână. Vă doresc succes și baftă! Aveți grijă de sănătatea voastră!